Încerc să ne situăm temporal. Suntem în anul 1979. Peter este invitat la bienala de la Ravenna, care era o bienală dedicată memoriei lui Dante. Tema bienalei era Infernul lui Dante. Peter face mai multe schițe, alege în final una dintre ele, care reprezenta un fel de cub larg, care se desface în patru bucăți și care în viziunea lui figura lumea lui Dante, așa cum se arătase lumea lui Dante pe de o parte rațională, finisată, formalizată, extraordinar, pentru că Dante își fasona versul până la uh, limita ultimă și, Odată desfăcută acest, acest univers, înăuntru este o lume frământată, cu forme care se modifică. Este prima oară când se figurează în creația lui Peter forma cubului. Această lucrare, care se chema atunci Univers antesc, deschide o serie de lucrări pe care în anii imediat următori... Începând cu anul 79 și până în 86 și mai târziu, peter le dezvoltă și seria aceasta care se creează în perioada respectivă nu găsește numele generic de monade. Evident, trimiterea este una livrescă, ne gândim la, la Leibniz, la monadologia lui Leibniz, în care elementul pe care Leibniz îl viza era acela al unității minimale a lumii, în care, din care lumea să nu se mai poată descompune. Pentru Peter, însă, monadele înseamnă într-adevăr o unitate. Într-adevăr, sugerează această uh, unitate foarte strânsă, aproape indestructibilă, doar că în unitatea pe care el o figurează se găsesc uh, semnele celor uh, uh, două entități care se adună în lume, masculinul și femininul. Lucrările poartă nume uh, simbolice. Axis Mundi este această lucrare în care, în care forma masculinității capătă este o formă erectilă în care, care, care stabilește centralitatea lumii și lucrarea se citește în această formă, în această formă Sintetică, ca o formă uh, monadică. Este apoi uh, corola, în care uh, aceleași elemente uh, duale ale masculinității și feminității se întrepătrund într-o uh, unitate monadică, sau coeziunea, în care elementele sunt figurate în mod similar. Această, uh, această, acest ciclu al monadelor uh, ajung să se uh, îndrept spre anul 86, când Peter are expoziția personală de la Galeria din Proarte din Lugoj și în care, într-adevăr, unitatea care leagă această expoziție este aceea a ciclului de monade. La deschiderea expoziției din 96, criticul de artă Coriolan Babets evocă o poezie a lui Nichita Stănescu, Lecția despre Cub. Lecția despre Cub uh, apropia, de fapt, ideea pe care uh, Petărieța o prefigura în ciclul monadelor: acelea de a sintetiza lumea într-o formă a perfecțiunii uh, cubice, dar care forma perfecțiunii cubice, ca model al lumii, uh, n-ar mai justifica arta cu toate căutările ei ulterioare. La fel ca și Nichita, care își termină poezia cu uh, punctul acela în care cubul aproape perfect, cubului aproape perfect îi se sparge un colț, ca lumea să tânjească după ceea ce ar fi însemnat un cub perfect. Pentru Peter, de asemenea. Uh, acest mers spre perfecțiunea formală a cubului este în permanență aproximat și el ajunge la forme pe care le sublimează mai departe, mergând până la o formă aproape perfectă, în care, care se numește fantă și care figurează un cub despărțit în două. Acest cub despărțit în două, dacă îți imaginezi momentul în care. Tu apropi puțin aceste forme, ajungi la, uh, la o formă care nu mai poate să fie depășită, care, care ar presupune că, că nu există pas mai departe. Și Peter s-a oprit acolo. De multe ori mi-am pus întrebarea ce înseamnă asta? Înseamnă teama uh, artistului de a nu atinge perfecțiunea. Înseamnă un moment de slăbiciune, înseamnă din potrivă. Și mi-am dat seama că în acel punct artistul Peterieța își atinge de fapt punctul său de, de maximă tensiune artistică pentru că lecția pe care el ne-o dă este aceea că arta întotdeauna trebuie să-și lase drumul spre mai departe. Lecția pe care Peter a de-a dat despre cub, lecția lui despre cub, asemenea lecției lui Nikita, ne arată că forma perfectă, formei perfecte, lipsește întotdeauna sau trebuie să lipsească întotdeauna un ceva care să-l ducă pe artist mai departe. Este ciclu pe care el l-a uh, întrevăzut și pe care, care l-a dus și pe el mai departe în căutări ulterioare, care au însemnat oglinzile pe care el le-a le -a creat, uh, desfacerea uh, monadei în două și uh, tensiunea pe care a indus-o între cele două elemente ale monadei care se desface. Vom avea mai departe uh, cuburile legate, cuburile îngemănate, diadele, triadele, arătând de fapt sculptural modelul prin care lumea se multiplică și crește. Este forma pe care de lectură pe care Peter a dat-o lumii sale interioare și în care el și-a regăsit echilibru și armonia de așa manieră încât opera sa poate să fie citită ca un univers în care el s-a regăsit.